Ce faci dacă te îngrași atunci când crești în masă musculară? Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vorbi despre perioada de masă musculară. În primul rând, cel mai bun punct de a porni o perioadă de masă musculară este după ce ai slăbit sau dintr-un punct în care procentajul de grăsime al tău este redus. Pentru că studiile au arătat că dacă ai peste 15-17% grăsime, corpul tinde să adauge și mai multă grăsime decât masă musculară și cumva vei ajunge, să zicem, să tot pui grăsime, pui și ceva masă musculară, totuși în momentul în care îți vei dori să slăbești ca să vezi mai bine acea masă musculară pe care ai pus-o să faci acel proces de slăbire. Dacă ai ajuns cu multă grăsime, înseamnă că procesul va fi mai lung și în acel proces cel mai probabil vei pierde din masă musculară. De asta, cumva, procesul trebuie să fie cât mai scurt. Procesul de definire trebuie să fie cât mai scurt posibil. 8 săptămâni, 12 săptămâni, dacă poți să-l menții la atât, este perfect. Dacă tu ai de slăbit după ce ai ținut perioada de masă musculară, ai de slăbit 30-40 de săptămâni, deja s-ar putea să pierzi multă masă musculară pe care tocmai ai câștigat-o în acest proces. De asta este bine să pleci cu un procentaj scăzut de grăsime și este bine să nu adaugi multă grăsime pe parcurs. În primul rând trebuie să afli de câte calorii ai nevoie și să zicem tu mâncai 2000 de calorii și spui am văzut eu un prieten care mănâncă 3500 de calorii și este mare și am să încep și eu să mănânc 3500 de calorii. Cel mai probabil vei începe să pui grăsime și mai puțină masă musculară pentru că nu poți grăbi peste nivelul natural câtă masă musculară să pui. Adică dacă tu mănânci 2500 de calorii și începi să crești treptat și crești 250, 300, 500 de grame pe săptămână și este un rezultat bun și vezi că și în centimetri începi să crești. Bun, asta este una. Dar dacă adaugi mai mult, mai adaugi 1000 de calorii și începi să crești 2 kg pe săptămână, asta nu înseamnă că ai pus mai multă masă musculară. Cel mai probabil diferența este doar grăsime și un mod de a monitoriza acest lucru este să compari restul centimetrilor cu șoldurile. Dacă cântarul crește, șoldurile cresc, centimetri peste tot cresc, înseamnă că pui poate și ceva masă musculară, dar și grăsime. Ideal ar fi să vezi cum șoldurile cresc foarte, foarte lent, spre deloc, adică poate crești 0,5-1 cm pe lună în șolduri și restul centimetrilor cresc mai mult, ori să nu crească deloc șoldurile, asta ar fi, să zicem, scenariul perfect. Dar cel mai rău scenariu este să vezi cum cresc șoldurile și restul centimetrilor nu cresc. Să vezi că bicepsul este la fel, pieptul este la fel, dar șoldurile cresc. Atunci înseamnă că nu pui masă musculară deloc, pui doar grăsime. Și aici trebuie să vezi punctul în care ești. Dacă începi să crești în masă musculară și vezi că ușor, ușor începi să pui mai multă grăsime decât ți-ai dori, adică vezi că deja abdomenul se acoperă, începi să devii pufos, atunci începe să adaugi cardio. Nu da în jos din calorii. Încearcă să adaugi un pic de cardio. 2 zile pe săptămână, 20 de minute. Mai poate 3 zile pe săptămână, în funcție de cum mergi și vezi, ok, am continuat așa, parcă și-au revenit un pic șoldurile, lasă un pic corpul să intre în ritm și îți revii, stai așa 2-3 săptămâni, vezi, ok, șoldurile și-au revenit, parcă încep ușor-ușor să arăt din continuare, procentajul de grăsime arată bine, putem da înainte și atunci reduci un pic din cardio, dar nu de tot, de la 2 zile poate lași o singură zi. Și mergi înainte și încerci să menții un nivel de progres controlat. Asta este scopul. Dacă vezi că ești în cazul cel mai rău în care ai pus grăsime, n-ai pus masă musculară deloc, înseamnă că caloriile în primul rând sunt mult prea multe și cel mai probabil nici antrenamentul nu este cum trebuie, pentru că în procesul de masă musculară antrenamentul este foarte important și nu este important doar să vezi încărcarea progresivă, pentru că încărcarea progresivă poate să-ți arate faptul că ai crescut în forță, dar încărcarea progresivă nu-ți garantează că volumul pe care l-ai la antrenament este suficient pentru a crește în masă musculară, lucru care probabil poate fi ca o surpriză. Adică dacă nu ai un volum suficient pentru a crește masa musculară, încărcarea progresivă este inutilă. Prin faptul că tu faci mai mult la împins la piept, să zicem, poate faci, prin absurd vorbind, faci un singur exercițiu de piept. Faci 5 seturi, 5 repetări în fiecare săptămână. Un singur exercițiu pentru piept. Vei crește în forță, cu siguranță. Vei folosi mai multă greutate, cu siguranță. Vei crește masa musculară la piept? Poate, dar nu cine știe ce. Nu vei avea un piept imens, asta cu siguranță. Pentru că încărcarea progresivă la un singur exercițiu nu este de ajutor dacă nu ai un volum suficient pentru a porni, pentru a stimula creșterea în masă musculară. Esențial, înainte de toate, este să ai un volum suficient. Este importantă și încărcarea progresivă. Am discutat despre asta într-un video separat, dar important este să ai suficient volum la antrenament, suficientă intensitate. Și de asta verifică asta în primul rând, și redu din calorii dacă vezi că urci
mai mult în șolduri și deloc în celelalte părți. Înseamnă că nici antrenamentul nu este cum trebuie, nici alimentația nu este cum trebuie. Apoi, dacă vezi că te îngrași totuși și parcă nu mănânci nici foarte mult, parcă antrenamentele sunt bune, dar totuși te îngrași, verifică macronutrienții. S-ar putea să consumi prea mult zahăr, iarăși poate fi unul dintre efecte. Încearcă să mergi mai mult pe carbohidrați complexi, încearcă să mergi mai mult pe alimentație clean, chiar dacă ești într-un proces de masă musculară, spui că nu mă interesează, pot să-mi iau caloriile din ciocolată. S-ar putea să vezi cum în loc să pui mai multă masă musculară, pui mai mult pe șolduri pentru că alimentația este în zona de junk. Și aici nu este o chestie generală. Pentru că veți vedea acest lucru, veți vedea oameni care cresc în masă musculară mâncând aiurea, veți vedea oameni care se chinuie mâncând sănătos. Fiecare este diferit, fiecare are o genetică diferită și este ușor să judeci din punctul în care tu ai o genetică bună. Este exact cum oamenii frumoși se uită la cei urâți și spun, ha, tu nu știi ce am făcut eu, de sunt așa. E pur și simplu așa te-ai născut. Nu este un lucru pe care să-l judeci faptul că te-ai născut cu o anumită genetică. Nu este vina ta, nu este nici meritul tău. Dacă tu pui ușor masă musculară, felicitări pentru tine, poți să ai mai multă flexibilitate în alimentație. Dacă vezi că te îngrași foarte repede, nu pui ușor masă musculară, asta este. Îmi pare rău, dar va trebui să fii mai strict cu alimentația. Dacă te uiți la vecinul tău, la prietenul tău, la partenerul tău de sală și dacă vezi că el mănâncă șaorme și parcă mai mult crește masă și se umflă venele și tot este cu abdomen frumos și așa mai departe, pur și simplu, asta nu înseamnă că și tu poți face același lucru. Nu înseamnă că el a descoperit un secret, nu înseamnă că se întâmplă ceva misterios de care tu nu ți-ai dat seama. Pur și simplu, unii oameni sunt așa și trebuie să acceptăm acest lucru, dar dacă nu ești în acea categorie, atunci trebuie să respecti anumite reguli și una dintre acele reguli este să mănânci cât mai sănătos și cât mai clean. Asta înseamnă că cât mai puțin zahăr, alimente foarte puțin procesate, carbohidrați complexi, surse bune de grăsimi, surse sănătoase și acest lucru te va ajuta să crești în masă musculară. Și ultimul punct pe care aș vrea să subliniez, să zicem un pic separat de subiect, este că nu trebuie să te compari cu nimeni. Exact după cum am zis, fiecare se naște diferit, fiecare se naște cu o genetică diferită, trebuie să te uiți care ar fi un ritm mediu de progres și apoi să vezi ce poți face pentru a menține un anumit nivel de progres. Adică trebuie să progresezi tu în continuu. Nu trebuie să progresezi ca prietenul tău sau ca vecinul tău, trebuie să progresezi față de cum ai fost. Trebuie să progresezi comparativ cu tine. Și asta este cel mai important să înțelegi. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați. Noi, bineînțeles, că ne vom vedea la video următor și cam asta este. Pa!